dimineața, dragii mei, ultima zi alături de Velo Caloșer la Pretorienii, da? Bună și dimineața. Facem mișcare. Bună dimineața! Bună dimineața! Facem mișcare, da. Facem mișcare și mai facem pătrățele, eu aici. Da. Deasupra. pentru cunoscător la Mirela, asta era ideea, nu deasupra, la modul că mă stau pe scări și fac pătrățele. Ce lucrăm astăzi? Da, astăzi îi salutăm pe Doru Dorobăț și pe băieții de la Nedea Sală, da? Astăzi am să-l provoc pe Doru Dorobăț și pe tine, de asemenea, la un antrenament specific puțin escaladei, da? Unde o să încercăm să arătăm cam în ce constă un antrenament, să zicem, în afara sezonului de escaladă, pentru a te menține în tonus. Plecăm în funie, da? Lucrăm priza mâinii și, bineînțeles, forța brațelor. Hop, pentru a asigura la funie, da? Rămânem aici în cazul în care colegul nostru se desprinde, să îl putem asigura. De desubt avem o saltea, da? Pentru evitarea accidentărilor. Doru, te rog să... Îi cunosc eu prima dată, cum mor să funie. Ok, dacă nu vei putea, ceea ce nu prea cred eu, am să te ajut. Da, bineînțeles că nivelul tău fizic îți permite să faci un exercițiu nou. Hai. Așa. Bun. Recunosc că început e cam greu. Da, imaginează-ți că această funie normală ar trebui să aibă 6 metri. Nu avem un loc unde să o punem, dar ne descurcăm cu ceea ce avem. Bun. Acesta a fost exercițiul de funie, iar aici avem o planșă pentru moment improvizată de noi, da, unde vom munci antebrațul și tendoanele degetelor. Da? Aici vom lucra în doi, da? Iar mișcarea va fi de pe o stinghie, pe alta, da? Hop, tac, da? Până sus și înapoi. Tac. Ok. Haide. Așa, deci. Ok, te invit, Doru. Încet, așa. Ok, așa. Ok, bun. Simți, da, se simte. Și mai este un exercițiu, te rog să mă ajut puțin, la care lucrez fiecare. Da? Hop. Dacă nu mai pot, da? Ok. Bun. Te invit să lucrezi la partenerul meu. Hop. Atât. Hai, foarte bine, hai. Hai, perfect. E important cine ai spus nou, că de obicei pare simplu și vrei să lucrezi singur, da. Ai nevoie de partener. Ai nevoie de partener pentru că îți poți pierde echilibru, da? Iar aterizarea la sol îți poate crea accidentări. Ok, așa, te rog frumos. Ok, hai. Perfect. Bine, așa. Ok. Pentru astăzi cred că ne putem opri aici mai multe la multe situl de escaladă. Da, la situl de escaladă. Cum ți s-a părut, Doru? Super, super, super și îți dai seama că de asta sunt tărăt la tine la sală. Deci, sper să te atrag și la escaladă. Sigur că da, pentru că îmi place. De obicei am fost deficitar, pentru că am părul iubit și am probleme cu degetele. Am înțeles. Sunt deficitar, nu le-am. Dar deci, într-un cuvânt, ți-a plăcut. Aici. Da. Mai vin. Sunt colecționar de exerciții, se nebunește. Mai vin. Circuit. Da. Mai vine. Da, păi aș fi spus. Bravo. Bravo. Felicitări. Bună condiție fizică aveți. Se vede că munciți, se vede că muncești, Velu. Se vede că faci și cu băieții aici treabă bună. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți un weekend minunat. V-am pupat. Pa, pa.